De când eram foarte mică, mi-am dorit să fiu doctor, învățasem destul de tipar și făceam rețete pentru pacienți bolnavi de inimă. Eu răspund la telefon non-stop, că e weekend, că e noapte, că e așa mai departe. Oamenii au nevoie să te vadă că ești acolo în permanență. Faptul că vin și îți mulțumesc că le-ai mai oferit un an de viață lângă nepoți, e ceva care nu poate fi descris în cuvinte. Dar asta ne face să mergem mai departe.